Nu, il somn. Editura Cartema. Autor și ilustrator Jane Chapman. Traducere de Sorina Moisi. Nu, mi-e somn. Când venea ora de culcare, Bunny îl lua pe Mo în spinare și îl ducea până în vârful copacului. E un zbor lung pentru un puișor de bufniță ca tine, spuse ea. Hopa, sus, pâlpâl, puf. Fiu, gâfâie ea în timp ce Mo tot aluneca de pe spatele ei. Am ajuns. Bunii așternu câteva frunze ca să facă un culcuș moale și îl așeză cu grijă pe Mo în mijloc. Te joci cu mine? Ciripi Mo. Nu, scumpule, acum e vremea de culcare, răspunse Bunii zâmbind. Apoi îi trimise un pupic și coborâ de pe cranga înaltă la cartea care o aștepta în culcușului de jos. Stelele începură să dispară când Bunii auzi niște zgomote care veneau de sus. Mo, tu ești? Da, nu am primit biscuitul în noapte bună. Biscuitul în noapte bună? Cum am putut să uit? Se gândi Bunii și zbură iar. Opa, sus, pâlpâl, puf, spre vârful copacului. Bunii se așeză și așteptă ca biscuitul de noapte bună să fie mâncat. Mo îi zâmbi. Te joci cu mine? Întrebă el cu gura plină. Nu, raza mea de soare, e timpul să mergi la culcare, răspunse Bunii. Apoi îi trimise un pupic și sări din nou la cartea ei de jos. Ultimii lilieci se îndreptau spre castele lor, când deodată începu să plouă cu frunze. Mo, strigă Bunii, e totul în regulă? Nu, nu sunt învelit. Nu e învelit. Oftă Bunii și porni iar în spor. Hopa, sus, fâl, buf, tocmai în vârful copacului. Bunii întoarse și răsuci și trase și înveli până ce Mo fu înfășurat în frunze. Te ziceai că e o clătită verde. Te joci cu mine? Întrebă el râzând. Nu, sufletel, e vremea de culcare, spuse Bun. Și acum, liniște, nu m-a mai chemat decât dacă e o urgență. Apoi îi trimise încă un pupic și sări din nou la cartea ei de jos. Bunii stătea și se bucura de liniște. În sfârșit, era pace în jur. Era gata să se apuce iar de citit când... Bunii, bunii, e o urgență! O urgență? Se gândia. Vai de mine! Ce s-a întâmplat? Care e urgența? Pufăi ea după ce ajunge sus. Nu-mi e somn, răspunse Mo. Nu vreau să merg la culcare. Vreau să mă joc. Bun se înghesui lângă Mo, în cuibul său moale. Vezi tu, Mo, acum e ora de culcare și atunci când vine ora de culcare, cineva trebuie să se pună la somn, îi spuse ea. Dar am o idee foarte bună. Am să mă pun eu la somn, iar tu poți să rămâi treaz. Da, strigă Mo entuziasmat și pe avea nevoie de frunze proaspete și de un biscuit de noapte bună și să te învelesc. De fiecare dată când voi ajunge aici sus, îți voi trimite un pupic. Mo era foarte ocupat. Nu mai avea timp de joacă. Era o treabă grea să o pui pe Bunii la somn. Hopa sus, pâl, pâl, puf. Hopa sus, pâl, pâl, puf. Hopa sus. Mai erau doar câteva stele pe cer când o mică voce se auzi strigând de jos. Bunii, mi-e foarte somn. Bineînțeles că ți-e somn, puișor. E foarte târziu, spuse Bunii. Apoi coborâ la puișorul ei preferat. Hai, urcă în spatele meu, îi spuse ea. Hopa, sus, Bunii îl duse pe Mo
până sus de tot la cuibul său. Buf din vârful copacului! Bunii îl îmbrățișă pe Moș Lumveli cu frunze moi. E vremea de culcare, zâmbia. Apoi Bunii mângâie penele micuțe ale lui Mo. Îi trimise un pupic și sări la culcușului de jos și la cartea care o aștepta de multă vreme.